Bună ziua, dragi prieteni ai revistei Casino Life and Business Magazine și la mulți ani. Începem o nouă ediție a interviurilor de sâmbătă. Se află lângă noi domnișoara Simina Roșca, administrator al grupului Super Jackpot din Timișoara. O prezență foarte jovială, după cum o să constatați. Și cred că și ea este la curent că dacă are multe vizualizări, va obține la finalul anului votul pentru popularitate în industrie. Așadar, Simina, spune-ne cum ai ajuns în industria de gambling. Da, în primul rând, bună ziua și la mulți ani. Da, cum am ajuns? Am ajuns prin intermediul părinților, să zic așa. Am crescut de mică printre aparate, având în vedere că ei se ocupau în această industrie. Poți să tai? Nu poți să tai nimic, deci totul este live. Și crescând printre aparate de mică, așa am intrat în această industrie datorită tatălui meu, care m-a dus la o firmă a unor prieteni. Am început din 2009. Și de atunci lucrez numai în gambling? Da, lucrez numai în gambling, cu o pauză de un an, uh-huh. Care am vrut să mai fac și altceva, dar se pare că nu m-am adaptat nici cum. Și m-am reîntors în lumea jocurilor. Bun, acum că, uite, toți suntem, cam uitat să răspund prietenilor revistei, că suntem la Casino Palace, la Casa Vernescu, și le mulțumim cu această ocazie că ne găzduiesc pentru acest interviu de sâmbătă. Spunem, ce îți place mai mult, cazinoul live sau jocurile electronice? Care sunt mai pe gustul tău? Să zic așa, pe partea de cazino live nu prea am avut norocul să interacționez. Dar pot spune că și partea asta îmi place mult, dar cel mai mult pe jocurile electronice. Și, bun, grupul din care faci tu parte, știu că a avut niște cazinouri live la un moment dat, printre care și Chios din Cluj, și știu că în continuare ar căuta să dezvolte cazinourile live. Totuși tu n-ai apucat să mergi, să fii în zona de live. Nu am apucat. În acea perioadă eu am făcut acea pauză de un an de zile și nu am apucat să încep cu ei pe partea de live și să merg la Cluj când s-a deschis acel casino. Dar acum, dacă aș avea ocazia și să începem partea de casino live din nou, chiar mi-ar face o mare plăcere să învăț. Mm-hmm. Și, bun, slotul e ca slotul. Tu te ocupi și de campaniile de marketing sau numai administrezi pur și simplu? Mă ocup și pe partea de marketing, dar pe partea de marketing am un mare ajutor, domnul Cantemir Horj. Știu că a fost și la, era la, și la Cluj. Exact, el este PR-ul nostru. Am înțeles. Și cu el colaborez pe partea de marketing. Și le îmbin și administrare, și marketing, și... Și zi-mi și mie, care a fost cel mai mare premiu al anului trecut, să zicem? Premiu colateral, nu jackpot, premiu... Da, facem tombole anual, cam de două ori pe an. Cel mai mare premiu l-am avut acum în decembrie, de 40.000 de lei. Oh, ceva, sunt ceva bani. Da, sunt. Și vrem să atragem tot mai mulți clienți, vrem să le oferim clienților posibilitatea de câștiguri mari. Eu cred că aici, nu știu, poate mă contrazici, mie mi se pare că în România oamenii vin la sală să câștige bani în loc să se distreze. Eu cred că, nu crezi că aici ar trebui umblat oamenii să se leagă că ei trebuie să vină să se joace, să se distreze, nu să câștige, că... Practic, asta e un gambling, e o formă de entertainment și nu de câștig. Exact. Da, pe partea asta încercăm
să aducem clienții, adică să gândească într-un fel sau altul că este doar o formă de amuzament, nu de câștig. Din păcate, la noi industria asta nu... Adică clienții, jucătorii nu gândesc așa, dar noi încercăm să-i aducem pe partea asta doar că este pentru amuzament și nu câștig. Da, spune și mie, am fost în decembrie, am fost invitat de către voi la prima ediție a petrecerii de sfârșit de an a operatorilor din județul Timiș și pot să spun că ne-am distrat foarte bine acolo. Și ziceai tu mai devreme că vreți să atrageți cât mai mulți jucători, ceea ce mi se pare evident. Cum vă înțelegeți cu ceilalți operatori? Că totuși la petrecere se părea că vă înțelegeți bine. Cum vă înțelegeți în viața de zi cu zi? În viața de zi cu zi suntem la fel și această idee ne-a venit în septembrie, când a fost la expoziția de la București ce s-a ținut. Și de acolo ne-a venit ideea cu această petrecere. Noi ne înțelegem bine, toți, ne ajutăm între noi. Asta e bine. Da, chiar ne ajutăm și așa am zis să facem și această petrecere, să le arătăm tuturor că se poate ca un organizator să se înțeleagă bine cu celălalt, să se înțeleagă bine între ei, pentru că așa mi se pare normal. Chiar dacă tot tragem în alte părți, dar într-un fel sau altul ar trebui să fim uniți. Am înțeles. Ai hobby-uri? Da, am. Și care sunt? Ia... Spune-mi și mie câteva. Pe lângă job, jobul este cel mai mare hobby al meu, dar îmi place să muncesc, dar pe lângă asta sunt înnebunită după sporturile astea de iarnă. Ski foarte mult și în rest hobby-uri, în afară de ski, citit, not și sport. Cum ai ajuns să ski? Că Timișoara nu e o zonă de schi foarte mare. Da, nu este, dar crescând printre sportivi care sunt și... Care sunt acei sportivi printre care ai crescut? Sportivi așa, la nivel de oraș, nu... Am înțeles. Care fac... adică sunt și instructor de schi. Tu? Eu nu. Am înțeles. Da. Așa am luat și eu acest hobby de la ei, învățând de la el și mergând în fiecare an la munte. Am văzut de aici cu placa, parcă. Și cu placa am încercat, nu este pentru mine. Uh-huh. Eu sunt așa mai o balerină pe schiuri. Am înțeles, mai ești mai pașnică. Da. Uh-huh. Iar în rest, nu. Orice... Aici am greșit. De ce? Nu. Aici la noi, la interviul de sâmbătă, deși lumea crede că ar fi aranjat, nu e nimic aranjat. Tocmai chestiile astea pe care oamenii le spun sunt spontane, sunt naturale și tocmai de aia sunt frumoase. Da, exact. Este primul meu interviu și de asta pot să spun că sunt puțin emoționată. N-am mai asistat la interviuri și... astfel de ședințe, nu știu, dar este un început pentru toate. Sigur că da. Și trebuie să fie o chestie veselă, informală, pentru că eu cred că în industria asta oamenii trebuie să fie întâi și întâi prieteni, și ca să fie prieteni trebuie să se cunoască unii pe alții. De-aia te întreb și de ce, dacă ai hobby-uri, de-aia te întreb acum, de exemplu, dacă n-ai fi în industria de gambling, unde ți-ar plăcea să, în ce altă industrie ți-ar plăcea să activezi? Sau ce altă meserie ți-ar plăcea să faci? Probabil că în industria, zic, vânzărilor, cred că mi-ar prinde bine. Îmi place să comunic cu oamenii. Și chiar am, pot să zic așa, un potențial de a-i, nu știu, convinge, de a intra așa sub pielea lor să... Asta e bine și... Și nu prea, nu e bine să declare așa. Da. Pot să spun că nu cred că e foarte bine să declar, dar toată lumea are nevoie de oameni de vânzări, pentru că cine știe să facă bani, e într-adevăr o valoare. Și îți place ceva anume? Nu pot să spun că îmi place ceva anume. Eu mă pliez cam pe toate, pe toate domeniile, zic eu. Da, ziceai că un an de zi ai fost la bancă. Da. La bancă ce făceai?
la bancă, stăteam toată ziua pe scaun și comunicam, relaționam cu clienții care veneau, dar partea cea mai nasoală este statul pe scaun. Sunt o fire foarte activă și nu este de mine să stau. Ce planuri aveți pentru, sau ce planuri are firma la care ești administrator pentru anul 2020? Super Jackpot-ul în momentul de față, adică ne gândim să ne extindem și vrem să am început, sunt doar vorbe deocamdată, ceva colaborări cu alți producători, să aducem aparate noi, să aducem ceva nou pe piață. Iar acum ne gândim să ne mai și implicăm în alte activități, adică în tot felul, dorim să facem ceva cursuri de perfecționare și pentru angajații noștri și pentru alți organizatori. Dorim să facem, nu știu, ca ceilalți să învețe mult mai multe. Aveți și un plan de, să zicem, de marketing, de tombole, de ceva pentru anul ăsta? Deocamdată nu ne-am gândit la nimic. Perioada asta de tombole începe cam din luna martie-aprilie. Și atunci Timp. Da, mai este ceva timp până... Trebuie un plan bine pus la punct. Și de asta o să-i cer ajutorul PR-ului nostru. Dar ca vis-a-vis de tombole, de programul de tombole pe care l-ați avut anul trecut, cum sunteți în comparație cu ceilalți operatori din orașul Timișoara, să zicem, că din județul mare? Sunteți cam pe aceeași idee? Alții nu, fac altceva? Nu. Noi suntem puțin diferiți față de ei, zic eu. Noi preluăm, toată lumea are tombole, nu știu, noi gândim să facem puțin altfel. Cu viziunea mea, o tombolă era de genul turnee de slot, unde nu am văzut niciunde în oraș tombolă bazându-se pe acest turneu de slot. Acum dorim să facem orice, încă nu avem ceva bine stabilit, dar tot timpul vrem să fim altfel decât cei care sunt deja pe piață, în Timișoara. Am înțeles. Și la nivelul întregii țări, adică chiar nu există acest turneu de sloturi în România? Ba da, cred că există. Eu acest tip de tombolă l-am văzut în Vegas, când am fost anul trecut, și mi s-a părut o idee foarte interesantă. Și crezi că modelul Las Vegas s-ar potrivi în România? Adică parcă Las Vegas-ul e ceva cu totul altceva. Exact, este mai extravagant, dar de ce să nu încercăm și la noi? Sigur că poate ar prinde. Măcar o dată încercat, merită să riscăm puțin. Da, vă gândiți să vă extindeți? Ce ai că vă gândiți să vă extindeți și în altă parte, în alte orașe? Deocamdată nu. Suntem extinși nu doar pe partea de Timiș și pe partea de Craiova Severin, dar dorim să ne extindem în ceea ce privește punctele de lucru. Aha. Și probabil săli. Am înțeles. Ce planuri ai tu pentru anul 2020, cum zicea un prim-ministru? 2020, da. Ce planuri? Da, vreau să învăț mult mai multe. Vreau să ajung și eu la cursuri de formare pe partea de gambling și vreau să mă perfecționez mult mai mult. Și ceea ce privește live-ul, și partea de sloturi, și să învăț, poate mai am de învățat și pe partea de management, dar asta vreau încă să învăț, pentru că am mai multe de învățat. Și la nivel personal? La nivel personal? Nu se știe. Aștept. Aștept. Ok, bun. Numai la nivel personal nu vreau să Hai să vedem cum se desfășoară o zi de muncă din viața ta. Te scoli la ce oră?
Depinde. Dacă am... Dar nu o zi de muncă, o zi din viața ta. O zi din viața mea. Și nu sâmbătă sau duminică. Hai să o zi de săptămână, să zicem. Și după aia ajungi și la sâmbătă sau duminică. Da, mă trezesc dimineața jurul 8:30, la birou ajung pe la 9:10, asta în cazul dacă nu am treabă de dimineață. Alerg dintr-o parte în alta, am 3 birouri, alerg dintr-o parte în alta, fac acte, finanțe, bănci, ce mai este cu contracte, mail-uri, vorbit cu furnizorii. Și asta, după tot ce se întâmplă, mai mă apuc și eu de acte pe la 4-5, se face ora 7 seara și pe la 8 poate plec și eu. Asta în cazul dacă nu avem vreun dosar de făcut. Și pe la săl nu treci? Pe la săl trec, dar dacă ar așa fi să le iau... Așa mi se pare, trebuie să treci și pe la săl totuși. Dacă ar fi să le iau pe toate cele 65 de puncte de lucru cât avem, mi-ar lua foarte mult. Dar merg în sălile mari ce le avem în Timișoara. Înseamnă că viața personală nu prea ai dacă 8 seara pleci de la uzină. Nu. Da. Asta mai răruț. Și cum te împaci cu ideea asta? Că totuși mi se pare greu, adică... Nu tu un chef, nu tu un mall, nu tu un film. În weekend am deja acest lux să pot să mă relaxez sâmbătă și duminica, da. Mm-hmm. Da. E mișto, am văzut acolo la voi la Timișoara. E mișto mall-ul, mi-a plăcut. Da. Mi-a plăcut și cum era, chiar mi s-a părut mai frumos amenajat pentru sărbători decât mall-ul din București. Nu știu cum e cu activitatea socială în Timișoara, în afară de plimba prin mall. Bănuiesc că sunt ceva cinematografe, un chef ceva, mai există un club? Există, da, dar nu foarte multe cum sunt la voi. Da, avem ceva cluburi, dar nu prea mai ies, foarte rar. Prefer să stau la o masă, o cină cu prietenii care îmi sunt alături, care sunt... Păi și părinții nu zic, Simina, nu te măriți, nu, că vorba aia... Ba da, dar dacă nu e momentul, nu e momentul. Deci îți zic de degeaba. Îmi zic degeaba, da. Am înțeles. Deci nu întrevezi anul ăsta... Nu. Nu, Mr. Right. Nu. E Mr. Right now, e Mr. Right then. Când va fi, va fi. Nu mă grăbesc. Mi este bine așa deocamdată. Super. Bun, cum ți se pare ție că va evolua viața asta? Că, nu viața, industria de gambling în următorii 10 ani. Ce părere ai de jocuri online? Vor înlocui ele, sălile? Vor schimba radical activitatea de jocuri de noroc? Da, zic că da. Acum partea de jocuri de online a crescut foarte mult și vedem ce se va schimba cu, dacă se va schimba ceva în legislație. Eu așa consider că se vor schimba multe, probabil începând de anul ăsta, nu știu, așa am impresia și sper să nu se schimbe în rău. Voi aveți și platformă online sau nu? N-aveți. Nu. Dar intenționați să vă deschideți o platformă online sau nu? Am vorbit, deci suntem la stadiu doar de vorbe, dar încă nu suntem siguri dacă vrem să facem sau nu. Dar doar am deschis discuția aceasta, dar încă nu este, să zic, rezolvată și pusă în picioare să putem să-i dăm drumul. Mm-hmm. Am înțeles. Noi, ca ziceai de învățat, în 10 și 11 martie o să avem a 10-a ediție a Conferinței Române de Gambling, pe care am rebranduit-o și se numește Central European Gambling Summit. Iar în data de 11 martie vom avea și o academie de slot și o academie tehnică, așa că te așteptăm să vii la cursurile noastre. Credem că vor fi foarte, foarte interesante și foarte atractive. Acum, spre final, spunem, ai ceva să... un secret, da? Pe bune. Să-l spui aici, că nu ne aude nimeni. Un cel mai mare secret al tău, așa, care să fie...
Legătură cu ce? Nu știu, legătură cu secret. Noi, dacă e secret, de unde să știu? Zi, mai o chestie. Dom'le, eu aș vrea să, nu știu, să zbor pe lună, să... Secret? Nu prea am secrete și nu prea le spun. Păi, mă, na, poți să spui că înțeleg, nu ne aude nimeni aici. Nu, e ca la doctor, poți să ne spui orice. Da, am un secret. Nu știu. Nu pot să spun că îl am ca să pot să vi-l dezvăl. Ok, nu. Atunci spunem primele trei dorințe. Zici că noi suntem aici pe Peștișorul de Aur și ai trei dorințe. Spune-mi care ar fi cele trei dorințe pe care vrea să ți se îndeplinească anul ăsta. Da, prima dorință ar fi să merg la un curs de formă. Da. Chiar îmi doresc. Dacă mai întreabă cineva ce dorință, da. Eu vreau un Lamborghini, ce curs, cum am să duc de școală. Chiar îmi doresc să fac un curs, dar așa cum trebuie, de la A la Z, ceea ce înseamnă gambling-ul, absolut tot să pot să învăț. Eu le-am învățat făcându-le, dar vreau să le învăț exact ca la carte. Chiar îmi doresc să fac lucrul ăsta. A doua dorință, nu știu... Să fiu sănătoasă, să pot să merg mai departe și să fac ceva, să fac mult mai multe pentru firma la care sunt super jackpot. Să mergem mult mai sus decât suntem acum. Iar al treilea lucru, să mai ajung o dată la Vegas. A, asta e simplu numai, asta nu mai e o dorință de mult pentru român. Nu este o dorință, dar chiar dacă ziceai pe lună, ziceam, asta ar fi o dorință, dar așa la Vegas, asta e simplu, te sui în avion, în 8 ore ești acolo. Nu e chiar așa ușor, pentru că eu trebuie să mă programez foarte bine cu concediile. Am înțeles, dar mai bine zici, îmi doresc tare mult să am concediu, nu? Concediu, da. Nu să merg la Vegas, că nu-i pus să vine problema. La mine este foarte greu, pot să-mi iau concediu cam o dată. Luna august este cea mai, să zic așa, cea mai liberă. E groaznic de cald în Vegas, în august. Da, este, da. Nu e bine să... Nu este bine, dar... Eu atunci am fost în februarie și era așa de cald, nici nu mai nu știam în ce lună e așa de cald era. Da, eu am fost în septembrie, octombrie, sfârșitul septembrie, începutul octombrie, tot așa o căldură foarte mare, dar tot așa, chiar dacă am fost în concediu, mai și lucram pe telefon și asta nu... Cum stați voi, apropo, de m-am amintit acum cu telefonul, voi ca super jackpot, cum stați cu social media? Da, aici pot să zic că încerc să o dezvolt. Nu prea m-am ocupat de partea asta pentru că nu am avut timp. Acum am făcut și o pagină de Facebook. O să încerc să postez cât mai multe. Și... La un moment dat avusesem și un site, dar din păcate, din cauza lipsei de timp, tot așa nu m-am mai ocupat. Nu crezi sau crezi că digital media e viitorul marketingului? Da. Pentru că am ajuns la acest nivel, toată lumea asta face. Da, cam așa e. Deci cred că... media digitală este foarte importantă pentru orice activitate de jocuri acum, chiar dacă sunt land-based, chiar dacă sunt online, chiar dacă sunt, știu, whatever. Publicul cere acest lucru. Exact. Și atunci noi trebuie să ne pliem după ei. Deci bănuiesc că o latură a activității de-a noastră se va orienta și spre... Și spre partea aceasta, digital, da. Digital marketing. Da. Ok, ce să zic, e finalul. Ai ceva să le transmiți cititorilor revistei Casino Life and Business Magazine? Da, citiți în continuare această revistă și ce pot să spun, sunt extrem de bucuroasă că am avut prilejul de a face acest interviu și de la avea pe Mihnea alături de mine. Sper să fie doar începutul și să merg și mai departe cu astfel de interviuri, să pot să mă obișnuiesc. Super, noi îți mulțumim că ai acceptat să fii protagonista acestei prime ediții a anului 2020 din interviul de sâmbătă.
Îți urăm un an nou cât se poate de reușit și cu succese cât mai multe și cu îndeplinirea tuturor dorințelor legitime. Și te mai așteptăm pe la noi. Iar vouă, dragi cititori și spectatori ai interviului de sâmbătă, vă dăm o nouă întâlnire săptămâna viitoare cu un alt protagonist surpriză al interviului de sâmbătă. Până atunci, toate cele bune, la revedere! Pa, pa!